9 iunie contează mai mult decât crezi. Atunci îi vom alege pe cei care ne reprezintă și care vor lucra pentru noi și pentru viitorul nostru european. Sunt Alexandra Roșu și îți voi dezvălui povestea candidaților pentru ca tu să îi descoperi ca oameni și ca profesioniști. Alege inspirat și asumat. Alege Transilvania! Urmărești Alege Transilvania, sunt Alexandra Roșu și pentru această ediție vom afla motivele pentru care invitatul meu, domnul Gheorghe Ioan Pop, reprezentant al Partidului Social Democrat, ne cere votul și încrederea pentru un nou mandat de consilier județean. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune și vom începe cu întrebarea care contează. Domnule Pop, de ce consilier județean și nu primar al Bănișorului? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor! Chiar mă bucur această întrebare și vă relatez faptul că după 4 mandate de primar am considerat că este momentul să dau o alternativă cetățenilor să cunoască un alt fel de primar, motiv pentru care nu am mai candidat. În același timp am pregătit un băiat, actualul primar și care doresc și sper că va fi primar și următorul mandat. Cum care se numește? Maxim Eugen Sorin, care mi-a fost consilier personal 8 ani de zile, care m-a ajutat la implementarea proiectelor și a câștigat multă experiență și am avut la cine să predau ștafeta. A fost mâna dumneavoastră dreaptă? Da. Bun, și aveți încredere că are și dânsul șanse de câștig? De plină, 100%. Vom începe un pic pentru cei care încă nu vă cunosc sau nu au avut șansa să lucreze cu dumneavoastră, cu câteva detalii legate de cariera și experiența dumneavoastră și dacă la finalul prezentării mele vor fi lucruri pe care doriți să le adăugați, sunteți liberi să o faceți sau să mă completați. Aveți 61 de ani, domnule Pop, și sunteți jurist de profesie. Timp de 16 ani ați dezvoltat comunitatea locală din Bănișor, primind de 4 ori consecutiv mandatul de primar, așa cum ați spus și dumneavoastră. Ați atras în acest timp 2,5 milioane de euro din fonduri europene, bani pe care i-ați folosit mai apoi pentru modernizare și dezvoltare. Sunteți administrator public în comuna Sâg în prezent. În 2016 ați ales să părăsiți administrația locală și să vă orientați și dedicați în administrația județeană, devenind astfel consilier județean. Cât de greu v-a fost să faceți acest pas și ce ați avut de câștigat din această decizie? Pentru mine a fost o mare onoare faptul că după 4 mandate de primar am fost cooptat în echipa domnului Mar Tiberiu, președinte de Consiliul Județean la acea dată, să fac parte din echipa dânsului pentru a fi consilier județean și am fost pe loc eligibil și consider că experiența mea din administrație publică a fost un plus valoare pentru Partidul Social Democrat și pentru Consiliul Județean Sălaș. Nu v-a lipsit fotoliul de primar? Nu, sub nicio formă, pentru că de aia am renunțat la fotoliul de primar. În prezent faceți parte dintr-o altă echipă, din echipa domnului Florin Florian. Ce credeți că se schimbă acum sau ce credeți că se va schimba față de anterioara echipă cu care ați lucrat? Da, și mandatul trecut, fiind acum candidat pentru al treilea mandat și mandatul trecut am făcut parte din echipa domnului Florin Florian, cu care am câștigat un nou mandat de consilier județean, și consider că este de bun augur faptul că continuăm împreună cu domnul Florin Florian, pe care îl cunosc de mult timp și ca inspector și la Inspectoratul de Stat în Construcții și ca subprefect și prefect care a fost pentru oameni și datorită dânsului și Palatul Administrativ a fost reabilitat. De ce credeți că este câștigătoare echipa domnului Florin Florian? Pentru că a dovedit-o cu ani în urmă și dovedește multă experiență și un bun manager. Îmi doresc acum să vă cunoască cei care ne urmăresc și din calitatea noastră de om, simplu cetățean. Ați putea să-mi spuneți ce hobby-uri și ce pasiuni aveți? Sigur, am o mulțime de prieteni. Hobby-ul meu principal este fotbalul, sportul în general și fotbalul. De multe ori mă întreabă chiar și familia de ce pe mine mă cunosc majoritatea oamenilor din județ. Deoarece de-a lungul anilor și de mulți ani am jucat și eu fotbal, am colindat tot județul la meciurile de fotbal. Și jucând fotbal și acum cu fiul meu și cu echipa de fotbal, sunt susținător a echipelor de fotbal, la mișcării sportive, ajut foarte mult asociațiile la întocmirea de documentații și cereri de finanțare, obținere de finanțări pentru activități pentru tineret. Și asta mă ține legat și de firea mea sunt așa un om popular, vorbesc cu toată lumea.
Și în afară de fotbal, ce vă mai place să faceți muzica, în timpul liber? Muzica? Muzica. Cântați? Am și cântat. Aveți o trupă sau ați cântat în ceva formație? Nu profesionist. Am cântat când eram elev la școală. Ultima dată am cântat la 800 de ani de la atestarea documentare a satului, a comunei Bănișor. Am cântat pe scenă cu orchestra în fața publicului din comuna Bănișor. Legat de realizările noastre și obiectivele atinse până în prezent, ce înseamnă și ce presupune din punctul nostru de vedere o administrație locală performantă? Administrația locală performantă înseamnă că tot ceea ce e întreprins, se întreprins pentru oameni. Adică să-i asculți pe oameni și să inițiezi proiecte care vin în ajutorul oamenilor. Indiferent pe ce palier, pe sănătate, pe cultură, pe sport, pe infrastructură. Unde a fost și unde se află în prezent Comuna Bănișor? Comuna Bănișor a ajuns pe mâini bune, are continuitate în dezvoltarea comunei, proiectele se derulează, adică ce am semnat contractul de finanțare și nu s-au finalizat în totalitate, au continuitate. Dar diferența e că nu-și asumă meritul la toate actualul primar, cum o face președintele Consiliului Județean la investițiile care se realizează acum. Aveți și dovezi în acest sens? Da, vă pot da și exemplu, dacă îmi permiteți, foarte pe scurt. Eu vă dau, am solicitat la penultima ședință de Consiliul Județean o situație cu obiectivele de investiții la penultima ședință și mi s-a pus la dispoziție toate obiectivele de investiții, anul semnării contractului de finanțare și anul emiterii ordinului de începere la lucrări. În realizarea unei investiții, cel mai important este semnarea contractului de finanțare, adică ai sursa. Exact. Dacă ai sursa, e ușor, derivă procedura de achiziție și încep lucrările. Și vreau să vă dau câteva exemple. Da, dacă puteți. Da, reabilitare și motorizarea drum județean 109E, limită Cluj-Fodora. Data semnării contractului de finanțare 9-11-2018, semnat de către fosta conducerea Consiliului Județean. Cine era atunci la conducerea Domnul Marc Tiberiu. Ok. Reabilitare și modernizare drum județean Valcău-Fizeș-Sâc-Tusa. Data semnării contractului de finanțare 9-11-2018. Am sesizat o problemă aici, la un sector de drum. Noi am luat împrumut de la trizorerie Consiliul Județean, ajung la gradul de îndatorare aproape la limita maximă stabilită de actele normative, adică plătim lucrări neeligibile, dar, din păcate, plătim ajustări de prețuri pe care finanțatorul le consideră sau constată că sunt plăți nelegale. Și aici este publică, nu o fac de la mine. Asta am vrut să vă întreb. Da, este, okay. Dovadă este o decizie a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, care, printr-o decizie, a dispus recuperarea sumei de 1.500.000 de lei de la constructori. Ori noi, dacă alocăm din bugetul județului, adică din banii oamenilor, așa, alocăm 1.500.000 de lei, îi dăm la un constructor, noi luăm împrumut pentru care plătim dobânzi la trezoreria, da, statului, constructorul rămâne cu banii până în momentul în care se recuperează. Sigur, este o procedură greoaie. Este o drept la contestație la decizie ministerului, reabilitare și modernizare drum județean DJ108D, Crișen-Ceu Silvaniei, anul semnării contractului de finanțare 18-12-2017, Marc Tiberiu. Ok. Reabilitare și modernizare drum județean 108A, limita județ Cluj-Bogdana, data semnării contractului de finanțare 3-7-2017, data emitirii ordinului de începere 4-3-2019. Deci, practic, noi acum tăiem panglici pe ceea Bun, ați făcut, să zicem, domnul Pop, o analiză să vedem exact câte, spre exemplu, s-au emis pe bune, adică în actualul mandat și câte au fost continuitate din celălalt mandat? Adică da, avem o statistică, ați făcut? Deci, infrastructura finanțată, rutieră finanțată prin fonduri europene, este, contractele de finanțare sunt semnate în perioada domnului Marc Tiberiu. Proporție, în ce pondere, să zicem așa. Ați făcut un calcul, de-aia zic că noi acum am dat câteva exemple. 90%. Așa spuneți noastră? Da, și contract, vă asumați acum, da, dacă mi-asum. Ziceți asta. Deci, okay, contractele de finanțare în infrastructura rutieră semnate de către actuala conducere a Consiliului Județean sunt cele pe fonduri guvernamentale prin programul Angel Salini. Și vreau să mai continu aici cu reabilitare drum județean DJ191C, Nușfalău, Crasna, Zălău, Creaca. Din păcate, aici există o mare problemă. Care?
Data semnării contractului de finanțare este 3-7-2017, data emiterii ordinului de începere a lucrărilor 16-7-2019. Da. La data de 31 decembrie trebuia închis proiectul. Nu a fost finalizat. Tot ce este rest de executat nu se va mai putea deconta din fonduri, din bani, din fonduri europene, va fi decontat din bugetul județului Sălaj. Bun, și de ce nu a fost finalizat? Care sunt motivele? Motivele invoc acolo cu aducțiunea de apă de la Tarnița. Bun, unde anume ați simțit dumneavoastră anumite piedici pe parcursul mandatelor de primar obținute, ca tocmai să vă puteți duce și dumneavoastră la capăt anumite proiecte și piedici în calitate de consilier? În derularea investițiilor din Comuna Bănișor am avut tot sprijinul de la instituțiile statului, nu pot să spun, obținerea de avizii, dacă te străduiești și umbli le obții pe toate. Sigur, acolo sunt probleme cu constructorii, că ai niște termeni contractuali. Dacă nu termină, le pui penalități, sunt clauze contractuale în contract, dar nu în favoarea comunității, și dar depinzi de constructor. Corect. Nu am întâmpinat greutăți, am avut o problemă la rețeaua de alimentare cu apă, unde realizată pe măsura 3-2-2 din fonduri europene, unde la finalizarea lucrărilor, inițial, la prima probă, nu am putut obține autorizațiile de la DSP, deoarece apa avea un conținut ridicat de amoniu. Dar asta se întâmplă cam peste tot la noi în județ. Se întâmplă peste tot, numai că fiind din fonduri europene trebuia să obțină autorizația, altfel trebuia să restituim suma de 2,5 milioane de euro. Și cum ați gestionat problema? Simplu am gestionat-o, am pus o stație de osmoză și am scos un parametru normal și apa este potabilă cu autorizație de la DSP. Cele mai importante trei realizări ale dumneavoastră în calitate de primar? Cu mare drag. Și mândrie pentru mine. Comuna Bănișor este alcătuită din trei sate, pe cei Bănișor și Ban, este străbătută de Valea Banului și are 800 de ani de atestare documentară. Este de mult. Erau momente când oamenii nu puteau să circule dintr-o parte în alta, când erau ploi torențiale, creștea albia Văii Banului și am fost primul care am realizat trei poduri mari, mărețe, în Comuna Bănișor, în toate cele trei localități, unul pe ordonanța numărul 7, prin fonduri guvernamentale, și două în Pecei și la Ban, prin măsura 3-2-2, pe fonduri europene. Deci toate prin fonduri europene. Da. Am realizat pe măsura 3-2-2 rețea de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Peceiu, pentru că în suma de 2,5 milioane de euro, ca să fii selectat, trebuie să faci un anumit punctaj și obligatoriu, fiind un proiect integrat, trebuie să faci și apă, canal, atășcul, cămin cultural și drumuri și poduri. Și am împărțit sumele respective încât să mă încadrez în suma de 2,5 milioane de euro, dar și să ating ținta, adică să fiu eligibil și să primim finanțarea. Și este o mare bucurie pentru mine și o mândrie că s-a dus la bun sfârșit și astăzi vă pot spune că în Comuna Bănișor 99% din străzi sunt asfaltate. Pe măsura 3-2-2 ați avut reticență de ce trotuare, așa a făcut proiectantul, este cu trotuare, dalate, eu zic că e civilizație. Acum în toată comuna avem rețea de alimentare cu apă, prin programul a companiei de apă, de alimentare cu apă de la Tarnița. Și cu iluminatul public, cum stați? Iluminatul public există, iluminatul public și a existat de când. N-ați avut probleme. N-am avut probleme. Am făcut modernizare, extinderi în zona unde s-au construit case noi în localitatea Pecei. Am făcut extindere de rețea de alimentare cu energie electrică pentru că era necesar. Acum s-a actualizat și Pugu, s-a extins, este o zonă construibilă, vin tineri din străinătate care se stabilesc acolo, se vede viață, suntem și aproape de localitatea Crasna, care este mai dezvoltată, având o infrastructură mai bună, dar este mai aproape de oraș. Suntem aproape de Zalău, de Șimleul Silvaniei. Nu este o piedică să faci naveta din Bănișor la Șimleu sau la Zalău și acesta este și motivul pentru care copiii vin mulți din străinătate. Însă situația demografică este situația demografică și la Bănișor ca la nivel de județ și la nivel de țară. Sigur că avem copii care se stabilesc în Cluj, alte oportunități, urmează cursurile unei facultăți acolo și rămân acolo, dar vin acasă la sfârșit de săptămână. Doresc să aflu mai multe despre ce ați făcut dumneavoastră în calitate de consilier județean. Puteți să-mi menționați și aici câteva lucruri importante
care, nu știu, pe care le lăsați în urmă și care vă caracterizează? Da, în primul mandat, sigur, atunci eram alături de echipa câștigătoare de domnul Marc Tiberiu. Am avut o poziție constructivă și atunci, și aici, acum, în opoziție. Atunci am participat la inițiarea proiectelor de hotărâre. Domnul președinte Marc Tiberiu se consulta cu noi înainte, cu grupul PSD. Acum am avut o poziție tot constructivă. Opoziție, nu făceam opoziție de dragul opoziției, dar când am constatat că sunt unele probleme care nu sunt în favoarea cetățeanului sau să cheltuie excesiv banul public. Puteți să menționați un exemplu? Da, am sesizat. Ce anume ați sesizat? Exemplu, la un proiect de hotărâre s-a supus aprobării un proiect de hotărâre de dezlipire a unui imobil în orașul Ceu Silvaniei, cu care eu nu puteam să accept în vederea atribuirii unui teren din domeniul public unei persoane printr-un act adițional la un contract. Ori eu am pus întrebarea atunci și n-am putut să fiu de acord cu asta. Cum să atribui un teren din domeniul public fără licitație? Nu știu dacă a avut finalitate. Asta domnul, nu să vă întreb, da, că s-a finalizat cumva. Da, o să mă informez. Domnul secretar general al județului era atunci plecat în concediu. Nu cred că dânsul accepta o inițiativă de proiect de hotărâre în acest sens. Mă gândesc. Da. Mulțumesc. Bun. Care credeți, masă, domnule Pop, că este câștigul sălăjenilor de a fi reprezentați de un consilier județean din partea PSD? Și nu dintr-un alt partid? Păi eu cred că Partidul Social Democrat este un partid care este pentru oameni în primul rând. Chiar la ultima ca și doctrină politică vă referiți aici? Ca și doctrină politică. E un partid social. Chiar la ultima ședință de Consiliu Județean, domnul președinte începea să laude aparatul propriu al președintelui Consiliu Județean. Este foarte bine. Participă la implementarea proiectelor, la încheierea, adică la scrierea cererilor de finanțare. Este o muncă enormă și tot respectul pentru tot aparatul care tot așa lucra și înainte, nu l-a format domnul președinte, actualul președinte, tot așa, că doar la obiectivele astea de investiții s-a lucrat să obții atâta investiții cu finanțare de la fonduri europene, unde la este urmă, o exigență. De aia sunt plătiți ca să poată să realizeze niște obiective pentru cetățeni. Domnul președinte, așteptam din luna ianuarie un proiect de hotărâre prin care să stabilim salarii la funcționarii din Consiliul Județean și la contract. Pentru că nu numai cei care au sporuri de implementare proiecte pe fonduri, nu numai ei lucrează, toată lumea lucrează din Consiliul Județean. Vom trece la un alt capitol al emisiunii noastre, proiecte, planuri și perspective. Ce doriți să obțineți de fapt pentru Sălăjeni din poziția de consilier județean pentru un nou mandat? În primul rând, aș dori să se realizeze, să se finalizeze investițiile începute la Spitalul Județean. Avem multe acolo. De exemplu, avem un angiograf achiziționat cu mai mult de 2 ani în urmă, care nu este funcțional nici azi. De ce nu este funcțional? Motivele le știe conducerea Consiliului Județean, am pus această întrebare. Când vor veni la mine la emisiune, sigur o să-i întreb. Deci angiograful la această dată nu este. Spitalul Județean și reabilitarea drumurilor județene în tot județul și nu preferențial. Și unde credeți că nu s-a realizat? Da, și vă spun eu. Unde a fost preferențial? Da. Am aprobat indicatorii tehnico-economici la mai multe drumuri județene. Da. Pentru a-l depune pe programul Angel Salini. În momentul în care de la Ministerul Dezvoltării s-a comunicat suma în care să se încadreze, atunci, sigur, a rămas la latitudinea președintelui Consiliului Județean, unde a selectat comunele și comunele, din păcate, preferențial pentru comunele unde nu este primar PSD. Vă dau un exemplu. Și ce n-a selectat? Dați-mi un exemplu. Vă dau un exemplu. Drumul județean 191E, Crasna, Bănișor, Sâc. Asta spuneți noastră că reprezentați Bănișorul sau? Nu neapărat. Doi primari. Okay. PSD, la Sâc și la Bănișor. Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru a fi promovat pe programul Angel Salini și până la urmă a renunțat în favoarea, nu dau nume pentru că mi-e toți primarii îmi sunt prieteni. Păi dacă mă dați dacă tot ați început discuția, că să fim transparenți până la capăt. A selectat drumuri unde primarii este PSD.
108S, de exemplu. Ce este 108S? Da, este un drum acolo, Bezdec, nu mai știu cum, Bezdec pe în zona acolo Gâlgău sau în fine. Ok. Dar vreau să spun că a renunțat la DG191E, unde ultimul strat de asfalt, ultima dată când s-a turnat stratul de asfalt a fost în 2017. Ori acum, cum se reabilitează drumurile? Să fac șanțuri betonate, să fac accese? Bun, să fac, da, ținea de criteriile de eligibilitate, faptul că a ales, nu știu, un alt tronson de drum nu, sau altul? Nu, a rămas la latitudine, fiindcă trebuia să selecteze atâtea drumuri câte poate, pot fi finanțate prin program în suma alocată de la minister. Păi, probabil că s-o fi gândit că e mai bine să selecteze mai multe ca să fie mai multe rezultate decât să fie mai puține și unde sumele probabil erau mai mari, dar aici multe, o să discutăm. Din multe s-au făcut mai puține. Atunci nu e bine, dacă da, așa ziceți dumneavoastră. Bun. Pe ce și pe cine mizați, domnule Pop, în actuala campanie? Pe ce vă bazați? În primul rând mizez pe oameni. Deci oamenii trebuie să taxeze aroganța, trebuie să taxeze oamenii care politizează instituțiile. Să știți că astăzi... Cine politizează la noi instituțiile? Președintele Consiliului Județean. Mai aveți și alt nume? Că acum l-ați menționat acum de mai multe ori în emisiunea Consiliului Județean, în calitate de Consiliul Județean. Okay. La ultima ședință de Consiliul Județean, când a fost supus aprobării un proiect de hotărâre privind nominalizarea unui administrator și a mai multor persoane care să administreze parcul industrial, a fost întrebat de către un coleg de la USR, Cosmin Adelean, dacă persoana respectivă are carnet de membru de partid. Și ne-a spus, da, are carnet de membru de partid. Nu mi se pare normal. De ce nu mi se pare normal? Da, nu nominalizez, măcar să nu spui că are carnet de membru de partid. Acum, măcar a fost sincer, nu? Da, din punctul ăsta apreciem și acest aspect. Bun, aveți soluții și idei concrete pentru un județ mai prosper și mai durabil, domnule Pop? Da, obținerea de fonduri europene. Acum este perioada de finanțare în care sper să se încheie contracte de finanțare, să semneze contracte de finanțare pentru a se finaliza toate drumurile județene așa cum se reabilitează acum. Am înțeles. Și altceva? Spitalul județean, am spus spitalul județean, turismul, avem un potențial turismul, de exemplu, drumul județean 191D, zona Tuza. Din punctul meu de vedere, nu că sunt din zonă sau că lucrez administrator, din punctul meu de vedere, Tuza este zona cea mai frumoasă din județ. Sunt foarte multe zone frumoase, Plopișul, sunt pe Valea Someșului, în tot județul este frumos. Și de ce credeți că nu se promovează județul nostru? Lipsă de management. Dar cine ar trebui să-l promoveze? Consiliul Județean. Și mai cine? Instituțiile abilitate. Adică o echipă întreagă managerială. O echipă managerială care să promoveze turismul în județul Sălaj. Și de ce credeți că dumneavoastră, spre exemplu, în calitate de, nu știu, consilier județean și echipa dumneavoastră de la PSD o să reușească să facă lucrul acesta? Pentru că o să facem o echipă în acest sens. Ok. Și aveți un proiect legat de partea aceasta de turism? Avem. O să vi-l prezinte domnul Florin Florian, candidat și sper doresc. L-aștept în emisiune și atunci cu siguranță o să le Are și în acest sens, are pe mai multe paliere, are programul pentru următorii 4 ani de zile care doresc să se implementeze. Cât de bine vi se pare că este gestionat banul public, domnule Pop, și cât de oportune vi se par investițiile făcute în ultima vreme în orașele și comunele noastre din județ? Banul public este gestionat cum este gestionat. Acum, ordonatorul de credite știe în mare, noi aprobăm bugetul și aprobăm capitole din buget. Din păcate se face prea multă publicitate și nu publicitate pentru promovarea județului. Se face mai mult publicitate personală, se face campanie electorală pe banii public începând cu primul an. Da? Și pe cine acuzați în acest sens? Că președintele Consiliului Județean. Deci tot pe președintele Consiliului Județean. Bun, nu pot să spun că are acolo echipa probabil care îl îndrumă, să facă tot felul de întâlniri, să deceneze tot felul de premii preferențial. Dar aveți dovezi, zic, în acest sens. Avem dovezi, sigur că nu vorbesc de la mine. Bun, cât de mult vi se pare că este susținut și încurajat mediul privat din județul nostru? Acum, dacă parcul industrial va avea finalitate, de care tot vorbim 3 ani de zile și aici nu ne-am opus, n-am făcut opoziție în Consiliul Județean, da. Este oportun, însă aici avem o problemă,
legată de trecerea în domeniul public al județului. Și asta o spun, dau un exemplu, drumul județean de la care se reabilitează acum Crasna, Marin, Valcău, unul dintre ele, parcul industrial, au fost achiziționate. Drumul județean de la Crasna la Marin, Valcău, a făcut parte din domeniul public al comunei Crasna. Nu aveau posibilitatea, numai pe finanțări, pe fonduri guvernamentale, să-l reabiliteze. Și atunci a fost preluat de către Consiliul Județean, trecut din domeniul public al comunei Crasna în domeniul public al județului Sălaj. Totul este foarte bine. Se lucrează. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați în anul 2019, pe perioada la inițiativa domnului Martiberiu. Sigur, acum se lucrează, acum e campania electorală. Și se va finaliza când? Se va finaliza în 2 ani de zile. Nu e aceea problema. Problema este că terenurile și drumurile care s-au inventariat, că practic noi prin hotărâre Consiliului Județean le-am inventariat, nu sunt atestate la domeniul public. Este o diferență între a inventaria un imobil la domeniul public sau să fie atestat conform prevederilor din codul administrativ. Am înțeles. Deci, în momentul în care treci un bun în domeniul public, trebuie obligatoriu să ai punctul de vedere a Ministerului Dezvoltării. E normal, noi, sunt niște proceduri legale. Ori noi, astăzi, județul Sălaj, nu avem atestat domeniul public la bunurile care nu sunt inventariate conform hotărârii de guvern 966. Și de ce nu avem? Pentru că nu s-a inițiat proiectul de hotărâre, nu s-a trimis la Ministerul Dezvoltării pentru a obține punctul de vedere. Bun, și dacă vine PSD-ul, să inițiați? Vă pot spune că m-am ocupat personal la Comuna Sâc. Okay. Comuna Sâc este singura comună din județ care are atestat domeniul public al Comunei Sâc în totalitate. Este singura comună. Cetățenii ar vrea să știe care ar trebui să fie prioritățile administrației județene pentru o viață și un trai mai bun și mai decent. Asta, apropo, să legăm de comentariul dumneavoastră. Tot ceea ce are în program candidatul Partidului Social Democrat, Florin Florian, la funcția de consilier județean, sunt obiective care se pot atinge și care duc spre prosperitate și viață mai bună pentru cetățenii din județul Sălaj. Vă referiți la acel program cu 10 pași? Da. Ok. Deci fiecare punct în parte, spuneți dumneavoastră că așa este gândit. Da. Bun. Ce semnificație are pentru dumneavoastră data de 9 iunie? O semnificație aparte, un sentiment așa de mândrie că încă mă mai găsesc pe o listă de candidat și este o onoare. Pentru că ne apropiem, iată, de timpul nostru, am discutat foarte multe lucruri interesante și cei care ne-au privit și ne privesc, bănuiesc că vor aprecia răspunsurile dumneavoastră și poziția dumneavoastră. Ce anume credeți că vă diferențiază ușor față de ceilalți candidați, pe scurt? Relațiile de colaborare cu primarii, indiferent de coloratura politică, relațiile cu oamenii. Mă consider un om pentru oameni. Am dus la Cluj copii cu probleme sociale la spital. Pro bono? De multe ori. Eu, personal. Pro bono? Da. Adică ați făcut lucrul ăsta familia, voluntar. Da, familia mea. Ajut asociațiile din zone, din Bazinul Crasna și Valea Barcăului. În fiecare an îi ajut la întocmirea cererilor de finanțare și documentația pentru a obține finanțare de la Consiliul Județean pe programul ăla pentru activități sportive, recreative și pentru tineret. Și particip la toate activitățile lor. Sunt un om iubit, cu toate că am o vârstă față de cei care implementează proiectul, dar sunt plăcut în comunitate, eu așa mă consider. Vă mulțumesc și acum, în final, un mesaj scurt și o promisiune pentru alegători. Dragi alergători, pe data de 9 iunie vă îndemn să votați la președinția Consiliului Județean pe Florin Florian și lista consilieri județeni Partidul Social Democrat. Punem punct aici aceste ediții. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Popu, pentru participare. 9 iunie se apropie, așa cum știm cu toții, cu pași repezi și contează chiar fiecare vot. Sunt Alexandra Roșu și te încurajez și pe tine să alegi asumat și inspirat. Alege Transilvania!